Astăzi, la rețeaua de idoli, am ajuns în una din curțile interioare de la Televiziunea Română. Nu întâmplător. Avem semnătura uneia dintre doamnele care, în momentul în care s-a ridicat această construcție, a făcut aici voluntariat. 487 de ore, atât ne spune domnia sa, că a muncit și a făcut voluntariat pentru construcția Televiziunii Române. Se întâmpla în anii 60. Pe doamna cu pricina o veți recunoaște. E într-un fel schimbată, dar în multe alte feluri aceeași. O instituție în sine. Invitată astăzi la rețeaua de idoli, Draga Olteanu Matei. Toată lumea, dacă cumva va afla că eu am ajuns pe aici, prin grădina asta pe unde stați de ceva anișori, o să vină să întrebe. Dar ce mai făcea doamna Draga? Adică nu există întrebare mai simplă și mai firească pentru dumneavoastră decât atât. Ce mai faceți, dragă doamnă? Stimată doamnă, așa. După cum se vede, mai am puțin și dau un mugur. De toamnă. Da, sigur că dacă a doua mugurire se cheamă asta. Sunt plante care înfloresc de două ori. Exact. Așa. Și restul, toate sunt perfecte. Ceea ce mă face să sper că mi se va întâmpla și mie, așa începem cu încurajare. Deci se poate să mugurim de două ori. Se poate să muguriți totdeauna. Aha. Pentru că vezi, mă vezi așa dărâmată cum sunt acum. Dar pe dinăuntru mă simt puternică. Pe afară nu pot să... Dacă nu poți să te miști cum trebuie, nu mai ai energie, nu ai putere, n-ai cum. Draga Olteanu Matei este născută la București, în 1933. Pe 24 octombrie e momentul în care se sărbătorește de 87 de ani. E mult spus se sărbătorește, pentru că, așa cum povestea, întotdeauna, atâta vreme cât mama ei a fost în viață, era ziua pe care i-o dedica ei. Mergea la mama și se gândea că, de fapt, e omul care merită celebrat într-o zi în care n-are de ce să primească ea flori și cadouri, pentru că cea care a adus-o pe lume e cea mai importantă ființă de pe 24 octombrie. De 10 ani locuiește la Piatra Neamț, la intrarea în Piatra Neamț, de fapt, într-o zonă care se numește Ursuleți, în pensiunea unei prietene, unde ocupă la parter un mic apartament. Ați avut o izolare mult mai lungă decât ce am trăit cu toții, pentru că sunteți într-un fel sau altul ruptă de agitația de București și chiar de Piatra Neamț de ceva bine, vreme. Da. Cum se întâmplă asta? Cum arată o zi? Nu devin zilele foarte lungi? Nu. Nu, adevărul e că eu n-am prea fost plimbăreață așa și... Și câtă vreme ai învățat alfabetul, n-ai cum să te pierzi. Pentru că sunt atât de multe cărți încă necitite. Eu fac parte din generația căreia îi place să citească. Și atunci nu mă plictisesc deloc. Am atâtea față de care mi-era și rușine că trecuseră ani și eu nu le citisem. Dar mai citesc, mai vorbesc la telefon cu prietenii. Mai scriu câte ceva pe aici, pe acolo, așa. Adică stau de vorbă cu mine însă, în toate felurile. Tot ce-mi trece prin minte, discut cu mine. Și cu soțul meu, mă uit la el în poză și vorbim amândoi. După 7 ani de când a plecat într-un fel. Da, da. El pentru mine n-a murit, el a rămas în sufletul meu. Chiar așa ne propuneam la un moment dat să murim împreună. A avut el un infarct, a avut niște complicații și era în spital. Și eu i-am scris, i-am dus niște floricele și i-am zis, la viață eu te chem, dar ia aminte, acesta e lucrul cel mai important. De nu vrei, te previnți, o iau înainte și tot eu o șterg prima neant. Și s-a întâmplat exact invers. Amenințare de nevastă. Da. De care doar gura și care nu-și ține până la urmă amenințările astea. Păi, știi, dar n-a deprins de mine. Da, l-ați tachinat un pic. Dar perioada doctorului Matei a fost cea mai fericită perioadă din viața mea. Și a durat ceva. Da, 44 de ani. Exact cât a durat căsnicia lui socrul meu cu soacră mea. Da. Deci el venea dintr-o familie cu tradiție în statornicii din astea irreversibile. Și eu ce cusură aveam. Eu când am rămas singură, m-am dus odată la
Patriarhie, ca să duc niște fete să le arăt. Și acolo, la Sfântul Dumitru, mormântul Sfântului Dumitru, am zis, eu nu mă mai mărit niciodată. Dar dacă, Doamne ferește, fac a doua oară chestia asta, să dea Dumnezeu pe cel mai bun bărbat din lume să-i scot ficații pe nas. Și s-a rezolvat? S-a rezolvat, dar n-am putut să trec prin fața lui atâta. L-am admirat și nu mi-a venit să cred. Și l-am respectat. Un om nemaipomenit, să știi că nu sunt doi ca el. Dar erați o soție, o jumătate dificilă? Adică veneați cu apăsări de la teatru, de la cabine, cu... Cumplit de dificilă, nu jumătate. Cu orgoliile alea de artist. Nu, aici nu avem ce discuta asta. Eu trebuie să spun că eu mi-am câștigat pâinea de toate zilele cu meseria mea. Fiindcă niciodată nu m-am considerat așa... foarte artistă, ca să zic așa. Fraile! Aha, se face când aude. Ia strigă-ți și vă ia. Fraile! Bine! Ce faci, fraile? Nu vii să mai stai și cu noi? Ich? Nein! Avem o să fii? Știi, eu mă jucam prin rai cu alte suflete. Mici. Și părinții mei au făcut o poznă. Și ca să fie iertați, am spus, vrem un copil. Ce copil, băiat sau fată? Fată. Și Dumnezeu s-a uitat așa prin rai. Și eu când am văzut, am fugit repede sub o frunză mare. Așa m-am ascuns acolo. Și Dumnezeu a zis, stai puțin, vină încoace. M-a luat așa de după ceafă și m-a pus în palmă și mi-a zis, tu, să fii cu minte. Uite, eu îți dau unelte, îți dau inteligență, îți dau putere, îți dau câte și mai câte. Ca tu să-ți câștigi pâinea pe acest pământ. Ai înțeles? Și eu plângeam tare. Ai înțeles? Acum, du-te pe pământ. Și m-am trezit în spitalul militar, unde a născut mama. Celebră scenă evocată de multe ori, cu un copil mărișor, că aveați aproape 6 kg. 5-800. Plimbat de tata mândru pe toate holurile spitalului. Nu de tata, de moașă. De moașă? Da. Uh-huh. Apropo de toată cupola asta de metafore în care vă înveliți viața de dinainte și de după ce ați apărut pe... pământul ăsta, aveați marea bucurie să scrieți la un moment dat. Știu că asta mi s-a tras tot de la el. Toți elevii scriu versuri, toți elevii fac câte o compunere. La mine, la școală, era o altă treabă. Făceam o compunere, îmi dădea 6 și se întâmpla să mă pună să o citesc. Și luasem nota. Și în momentul în care o citeam, zice, dă că ai tu încoace și îmi punea 10. Pentru că acolo căpăta valoare. Nu ce ai scris acolo. Și cum ai spus-o? Cine ascultă și cine vede. Unde sunt bărbații? Ha! Și tu ce râzi tu? Deci, doamna draga, e aici cam de câtă vreme de când sunteți în Piatra Neamț? Scumpa mea, cred că am făcut definitiv la Piatra Neamț. Hai, curaj! Cred că am 12 ani. O grămadă de vreme. Da. Buletin am de 10 ani. Deci v-ați făcut chiar și buletin de Piatra Neamț. Da, sigur. A fost visul vieții mele să vin la Piatra Neamț, să mă mut la Piatra Neamț. De ce? Nu știu. Lucrurile astea m-au atras extraordinar de tare. Și acum, uite cum stăm noi de vorbă, acum mi-arunc privirea încolo și când văd vârful muntelui, dintr-o dată viața e altfel. Când veneam de la București, eram atât de fericită
că nu pot să spun ce fericită. Și când plecam, plângeam ca mireasa pe lada de zestre. Cu toate că-s București, am că zi moși trămoși. Erați acolo în centrul lucrurilor. Nu cred că stăteați trei seri pe săptămână acasă neapărat. Nu. Sigur, ieșeați, vă întâlneați cu lume, ori aveați spectacole, ori mergeați, ieșeați, vedeați lucruri chiar dacă nu jucați dumneavoastră. Cum e să te retragi aici, la capătul capătului, ca să zic așa? Este nemaipomenit. Miroase bine, asta arată bine. Lumea e bună, sunt generoși oamenii, sunt drăguți, sunt... Mă simt nemaipomenit de bine. Bine, adevărul este că la început ați făcut acea trupă de teatru, teatru vostru, în care ați păstrat legătura cu... Dragă, nu ți-e greu, că eu sunt cam moale astăzi, nu prea... Mie? Mie nu mi-e greu niciodată cu dumneavoastră. Nu prea am stuchit la furcă. Asta doar bunica mai spunea, să știți, de pe la Fălticeni, de acolo. Da. Asta e o expresie moldovenească, da. Cred. Da. Mm-hmm. Nu cred că ați venit de la București cu ea. Nu. Nu, da, eu am multe, pentru că mi-a ajutat Dumnezeu, sau așa a vrut, de-am bătut toată țara asta în lung și în lat încă de când eram copil. Și am mers prin toate regiunile. Ați și trăit în mai multe orașe, de fapt. Sigur că da. Cu toate că baza și rădăcinile sunt acolo. Dar cine era călătorul din familie? Mama, tata? Tata, că era ofițer. Era ofițer, da. Mergea cu unitatea militară. Și intram în legătură cu copiii din jurul meu. Dar îmi și plăcea să privesc tot, să înțeleg ce văd sau așa. Și eu am un bagaj destul de bogat de expresii populare, de obiceiuri populare, de moduri de a rezolva lucrurile. Pe după care le-ați diferite. Și folosit în ce ați scris la un moment dat. Că... Și în ce am jucat. Și în ce ați jucat. Da. Fraila! Fraila, deschide! Eu sunt Frailico scumpă! Păpușico! Mititico, îngerașule dulce, firea dracu de năroadă. Frailico, ies în păpușii. Ai de mâncați așa, hai deschide, dubiți, claine, pupe. Aici am folosit din plin lucrurile astea și am avut o satisfacție extraordinară când au fost primite de public. Adică m-au trecut clasa, știi? Zice, dragă tanti, că țață nu-i să mai îndămână să-mi zică, vezi. Zice, nu știi în ce dădui. Miodată îmi trec un cuțip în inimă. Zic, în ce dăduși, mă? Zice, dădui în astrenie. Mă bolnăvii, zice, sunt bolnav rău. Sara nu mă poți culca de vreme și dimineața nu mă poți scula decât târziu. Oamenii nu mai au, poate că îndrăzneala, curajul, bucuria unor opinii separate. Nu vi se pare că se creează mituri mult mai ușor? Nu mai au timp oamenii, nu mai au timp să trăiască. Se învârtește pământul ăsta atât de repede și oamenii simt. Preocupările oamenilor de astăzi nu sunt, vai de mine, n-am văzut un spectacol și să mă gândesc la el. Sau n-am citit cartea. Dar erau vreodată așa? Au fost și așa? Păi da, așa au crescut. Și așa am avut noi parte de unul din cele mai importante teatre din Europa. Era epoca în care toată lumea, oamenii trăiau mai bine, adică n-aveau grija de mâine, iar clasele erau deja aranjate cumva. Și fiecare știa locul în societate. Ori acum, omul zice, măi, ce este, cu tare ai auzit că e un teatru? Și nu pot, mă, că am o întâlnire de afaceri cu tărică și... Și nu se duce și nu... N-are timp să mai... Vezi că nu mai citesc oamenii o carte. Nu citesc. Înainte, când ne duceam la teatru, citeam ce se juca piesa aia, ca să știm și noi despre ce-i vorba. Unii. Nu toată lumea făcea lucrul ăsta. Oamenii însă se duceau deschiși și cunoșteau viața. Sigur că erau oameni care iubeau teatru și iubeau cultura și oameni care
nu țineau morții și să... Cu toate astea, totuși, sările sunt pline. Se merge la teatru. Da, pentru că așa e obiceiul. Nu știu dacă se merge din snobism, dacă se merge pentru că a mers și vecinul, dacă se merge pentru că poate e momentul ăla în care crezi că ai mai pus o stea pe umăr, da? Că pur și simplu ești un pic mai cultivat. Poate că așa le vine, știi, că din teatru poți să Adică teatru e o experiență care e trăită, chiar și de generațiile care să spunem că eșuează mai mult decât ar fi cazul pe internet. Nu vreau să glorificăm epoca aia de cei 40 de ani pe care a trăit-o din plin o parte din ea da, pe scenă. Da. Și știți foarte bine ce înseamnă cenzură și ce înseamnă să cauți nuanțe ca să spui lucrurile până la capăt. Era într-adevăr o societate în care clasele erau așezate. Erau așezate din punctul de vedere al valorilor. Da. Dar, pe de altă parte, după cum bine știm, primele rânduri de multe ori erau rezervate pentru mai mari vremi. Se întâmpla asta la Teatrul Național, la București, de exemplu, care era te instituția spaniolă. La epoca comunistă? Da, la epoca comunistă, da. Păi, sigur că ei aveau lojile lor. Erau... Lojile. Mm-hmm. Da. Și veneau? Sigur că da. Sigur că veneau. Uite că mi-a adus aminte de ceva. Asta se întâmpla prin 1957-58, când Teatrul Național punea în scenă făcea niște conferințe experimentale în care chema cât un academician, cât un profesor. Așa. Ceea ce încearcă să facă acum din nou. Bine ar face. Și el ținea cuvântare și vorbea despre autorul cu tare și de opera lui și așa. Și oamenii veneau la teatru. Cum veneau? Oameni veniți de la țară, prima generație în pantofi, care purtau basma și care râdeau de câte o cucoană dacă o vedeau cu o pălărie mai... Fistichie, așa, da. Mai fistichie. Dar veniseră să muncească în fabrici. Îi punea să cumpere și le spunea, dai jos basma din cap. Nu te fuței prin sală, să ușile se închid când s-a bătut gongul, nu mai intri. Vii cu cravată, vii curat, vii așa, nu vii cu sacoșa, nu vii cu cutare, nu cumperi de la bufet cu staniol, bomboane și așa, să foșnească în timpul ăla. Nu răspunzi la cei de pe scenă, că s-a mai întâmplat. Așa. S-a ajuns la publicul pe care îl avem acum și care se duce în virtutea inerției, se duce la teatru. Din ăștia, din cât se duc la teatru, foarte puțini mai sunt în teatru. Se duc să vadă omul, vorba lui Baranga, vine la teatru să plângă sau să râdă. Nu l-ai făcut să râdă sau să plângă, s-a și dus la șapte magnifici. Că de când nu te-am mai văzut, ți-am uitat, fițișoara, mumu! Dar ce miroase, frate, așa de tare la voi? Păi că ar fi la spițărie. Există totuși, la o generație întreagă, un soi de nostalgie. Adică ei știu că undeva ceva pe vremea bunicilor sau părinților lor s-a întâmplat bine și corect. Da. Și cei care totuși caută mentorat, repere, care se duc la TEDx-urile, da, în care oamenii interesanți își spun povestea vieții, mă gândesc că din punctul ăsta de vedere nu-i bine că n-aveți un cont de Facebook sau undeva o adresă la care să vă scrie lumea, să vă găsească. Și ce aș putea să fac? Să vă faceți un cont. Găsim pe cineva să facă asta. Nu. Nu v-ar plăcea să-i vedeți pe oameni ce-și amintesc despre, ce vor să știe despre dumneavoastră? Nu cred că le când mai poate. Când vine lumea și bate, ei, dar nu fiecare, știți până nu verificați. Fiecare lucru trece. Uh-huh. Nu. Nu, ești bun atunci când ești. Nu, să fii bun atunci când ești. După aia trebuie să faci loc și altora. Eu mi-am câștigat o pâine și mi-am făcut datoria cinstit în viață. Mi-am câștigat pâinea, că asta e mai important. Că oamenilor le-a plăcut ce am făcut eu, exact ca în orice altă meserie. Te tai și îți pun un plasture și dacă o fac corect, îmi fac datoria față de dumneata, dar în primul rând față de mine, pentru că de acolo mănânc eu pâine. Dacă omul și-ar putea răspunde, se spune că e singura
Întrebare la care Dumnezeu n-a răspuns niciodată. De ce? Că de unde vii, că unde pleci, n-are importanță. De ce ne-am născut noi? Ca să ce? Să murdărim locul în care stăm, să-l spurcăm. Tonele de gunoaie care rămân în urma oamenilor, care mergeți în concediu, vai ce concediu, vai ne ducem la munte, vai la mare, dragă, dar nu mai pot să mă duc în străinătate. Și ce faci tu? Lași în urmă tone de mizerie în punguța cu care ai venit cu crăpelnița în ea. Nu poți să o cari înapoi acasă goală și să o pui unde trebuie să fie pusă. Și asta, de ce se întâmplă? Să ne batem între noi, să facem războaie, să nu știm cum să-i mai omorâm pe unii și pe alții. Păi mă gândeam, eu am apucat, slavă Domnului, o superbă perioadă dintre cele două războaie. Și am avut și ce vedea și ce învăța și sufletul meu e plin, eu nu știu să povestesc. Nu, cred că trebuie să găsim un profesor să vă dea niște lecții. Nu știți deloc cu povestitul. Vorbesc foarte serios. Vă alintați. Aia că nu fac. Nu. Știi? Asta. Eu fac un apel. Se caută meșter să învețe pe Draga Olteanu să povestească. Pe cuvânt. Adică cum nu știu să povestesc? Ascultă. Și? Da. De ce trebuie să ne îmbrăcăm mai? Cum de ce? Nu mergem la bal? Și ai nebunit? Nu. Sunt mai sănătos ca oricând. Chestia-i alta. Și omule, spune odată, nu mă mai fierbi, și este. Vorbiți de perioada aceea dintre războaie. Sigur că e o lume pe care nici n-am știut că am avut-o, că am pierdut-o, suntem cu toții conștienți. Când fiecare om avea respect de sine, bărbatul... Cum își permitea oamenii asemenea haine? Aveau puține și de genul ăla atât de o calitate. Cea mai bună calitate, da. Pentru că altfel nu se vindeau. Uh-huh. Nu ca acum aduse de apă. Povestea doamna Eliza Petrăchescu, uh-huh, când a ieșit ea actriță la teatrul din Iași, vai cât am iubit, ce actriță mare. Și spunea, dragă, zice, evreii de pe strada principală, că erau dughene multe, știau când luăm noi leafa. Și ne ieșeau în cale și ne pofteau și ne arătau, uite, asta acum am adus-o de la Paris și asta acum am... Da, dar n-am bani. Că stai, dumneata, liniștită, n-ai nicio problemă. Și mă făcea de plecam cu un braț de stofe pe care să le plătesc în rate până la leafa viitoare. Ați crescut în epoca aia? V-ați format? Dragă, cu ce mi-a dat Dumnezeu, pentru că, fiind copil, ce puteam? Eu sunt născut în 33. Așa că am început să fiu lucidă. Conștientă. Și, așa, conștientă, că așa mi-aduc aminte niște lucruri. Dar prima dată când am fost la teatru, că de aici așa, a fost la teatru Muncă și Lumină și am văzut acolo Ochieșel și Bălăioara. O carte se deschidea pe scenă, ieșeau din ea doi copii, care se rătuceau într-o pădure și așa mai departe. Și... Unde era teatrul ăsta în București? Pe Uranus. Pe Uranus. Așa. Deci aia a fost prima ieșire în public la teatru. În public la teatru. Și... Aveați câțiva ani? Păi dacă eram în 33, asta, cred că 4 ani aveam. Da. Și țineți minte momentul ăla? Cum să nu? Că din momentul ăla mereu m-au dus la teatru. La piese pentru copii. Tata mare era tâmplar. Bunicu? Da, dinspre mamă. Că lui îi spuneam tata mare și celuilalt îi spuneam bunicu. Era dulgher și o bună parte din casele de pe Grivița până la atelierele CFR, el a pus geamurile și ușile și nu știu ce. Și tata mare avea redingotă, avea un scris superb, avea lojă oprită la teatru. Un tâmplar. Da. Stai că ți-l și arăt dacă vrei. Da? Da. Chemați cine poate. Doamna Ani. Aveți o poză cu el. Da. Aveți bucuria asta de a fi un om foarte sincer. De când vă știu așa, nu v-a fost niciodată frică de replici?
Pentru care ați fi putut fi amendată de multe ori. Da. Ați fost mereu așa, de fapt? Da. Așa, și ați avut dușmani, ați avut altercații? Nu, dar am avut prieteni. Bărbatul meu râdea și spunea, uite, de-aia n-ai tu prieteni. Pentru că totdeauna am spus ce-am simțit. Și am știut că trebuie să plătesc pentru asta, orice pe lume să plătește. N-am spus cu intenția de a jigni pe cineva, Doamne ferește. Păi nu era prea comod să fii colegă de cabină cu draga Olteanu Matei? Și eu știu, dar de ce să nu fie? Pentru că să știi că eu eram destul de tăcută în cabină. Slavă Domnului! Adică cum era să le spuneți colegelor de scenă sau colegilor ce vi s-a părut că n-a funcționat într-un spectacol? Pardon! Îmi pare rău, dar să știi că colegele mele chiar veneau să mă întrebe. Aha. Și eu le spuneam adevărul. Vă băteau la ușă să vă spună ce nu le place la felul în care jucați? Nu, nu, mă lăudau atunci când jucam prost. Că apropo de, apropo de treaba asta, când m-a luat bărbatul meu, era tentat să mă admire, să mă nu știu ce. Aha. Și eu i-am spus, uite, dragul meu, mă lăudau când jucau prost. Când îmi faci critica... Lăsați-mă să-mi consum... Vorbesc serios. Replica. Să spui numai când vezi că am jucat prost. Nu că vai, că nu știu, când, eu știu când am jucat bine. Dar când vezi că am scrântit-o. Și a fost cel mai aspru critic al meu, dar era o bucurie, pentru că discutam rolul... Îmi faceți să mă întreb cum de totuși aveți atât de mulți colegi care încă vă iubesc. Dar ce, eu nu i-am iubit pe ei? Vai de capul meu, pentru mine toți colegii mei sunt frații mei. Și ca în familie, eu, vezi, asta, aici cred că n-a funcționat ceva. Pentru că pentru mine ei au fost frați și dacă ai un frate la care ții, îi spui ce greșește ca să nu greșească, că ți-e frică să nu pățească ceva. Mai aveți frați sau surori? Nu, slavă Domnului. Pentru ei. Nu mai scăpăm de ea. E de așa, se înființează poponete, așa ca la vremea prânzului. Și nu se mai dă dusă. Nu că mi-ar fi de un tacâm în plus, că slava Domnului, avem mâncare să dăm și la porci. Da? Și n-are ce să o duc acasă. Așa de critică erați și cu regizorii? Da. Da. Și mă certam cu ei de pe scenă îngrozitor. Și când a pus Horea Popescu, Doamne, a pus gaițele, m-am certat cu el la sânge și m-am dus să-mi dau demisia. Și a venit și el să-și dea demisia pe partea elaltă, pentru că nu înțelegea că această Anetă Duduleanu e olteancă și nu ardeleancă. Este o mare diferență. Lăsând la o parte că noi știm cum a scris Chirițescu despre o familie care a existat. Exact. Chiar și Oltenia e Oltenia și are treburile ei. Dragă, păi Horea nu simțea oltenește, el simțea ardelenește. Iertați-mi, tu să seacă, nu-i vina răcelii, joc rolul Violetei din Dama cu camelii. Nu vă uitați la mine că sunt cam slăbănoagă, n-am poftă de mâncare și nu am pic de vlagă. Cred că-s două perspective apropo de spectacole din provincie. Acolo publicul te așteaptă și e gata să facă orice concesii, să te iubească orice s-ar întâmpla, că-i vine draga Olteanu în oraș, da? Sau acum, în fine, nu știu, Marius Manole. Da. Și e bucuros să te vadă, că e Maia Morgenstern, că e Ileana Stana Ionescu, nu contează, e bucuros că ești acolo. Da, 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 da. Pe de altă parte, tu știi că ea te iubesc necondiționat și cred că vrei să fii mai tare decât să fii mai bun decât la București. Nu vrei. Acolo. Nu vrei, nu? Nu vrei. Ești întotdeauna bun. Dacă nu ești bun, să te duci acasă. Deci nu contează că joci la București, la Brașov, la Fălticeni sau la Craiova. În momentul ăla te separi de lumea în care trăiești și trăiești în lumea personajului tău. N-ai treabă. Este o cinste să faci așa ceva. Să te duci să joci în fața publicului. Ori nu există, nu mai știi nici, poate să cadă pe tine nu știu ce din cer, că nici nu simți. Te doare măseală, exemplu celebru. Da.
te doare masela de mori, ai intrat în scenă, nu mai știi nimic. Și joci. Și ieși afară și zici, mi-a trecut și atunci vine junghiul și zici, nu ți-a trecut. E un miracol, e ceva minunat care se întâmplă cu un om. Mă întorc și întreb, aveați ritualul ăla pe care îl regăsești la mulți dintre actori, în care o ziua de spectacol era globul de sticlă? Nu te duceai la piață, nu vorbeai despre... Dar nu-ți venea. Nu-ți veneai, nu? Nu-ți venea să faci altceva. Deci intrai de dimineață... De exemplu, îmi făceam treburile în casă, ce trebuia, adică automat însă. Și nu suportam vizite, telefoane, asta e adevărat. Și nici după la cabină. Nici cu florile, nici... Îmi plăcea că primesc flori, de ce să mint? Da. Depinde de la cine le primeam și cum le primeam. Dar... Și domnul doctor știa? Da, sigur. Adică nu, mie nu mi-au făcut curte bărbații. Nu? Nu. Nu mi-au făcut. N-am avut treabă, nu m-a interesat. Cine m-a interesat, cine nu, pa. Da, ați avut epoci întregi în care ați fost o superbă. Cum să spun? Eu n-am fost superbă niciodată. Eu am fost un om... Ca dovadă că niciodată nu m-am fardat, că niciodată n-am umblat după haine la modă. Eu m-am îmbrăcat cu ce mi-a stat mie bine și ce mi-a fost comod. Ce plăceri vinovate ați avut? Ești în cam afară... profundă, soro. În afară de țigara aia pe care ați ținut-o aproape o perioadă lungă. Da, țigara am ținut-o. Da. Altceva... Mi-a plăcut să trăiesc. Asta este adevărat. Povestea asta cu gătitul, când ați descoperit-o? Că eu prima dată când v-am găsit aici la Piatra Neamț, da, după cum scrie și în spatele nostru, erați la cuptor. Găteați, băgați în tăv diverse lucruri, făceați cozonaci, nu știu, inventați lucruri. Asta se face, cum să spun, când ai în tine treaba asta. Știi? Așa cum te pomenești recitând, ești atâta și părinții te aud... Mac, acolo, ce faci ăsta? A, spune poezie. Așa se întâmplă. Iar pe mine ce? Mă bucur de fiecare frunzuliță, de iarbă, de astea, fără să le pigulez sau bucutare. Îmi place să ascult păsărelele. Îmi plac toate lucrurile, în afară de jigănile care fac rău omului. Mă bucur de fiecare lucru, uite că suntem aici. Că ne vedem, că vorbim, că auzi-l pe ăla cum cântă. Și totul e superb. Asta e grădina lui Dumnezeu și câteodată îi spun să se mai uite de sus ca să nu o strice cu piatră și cu vânt și cu... Mm-hmm. Da. Ați avut o relație constantă, așa, întreținută cu Dumnezeu în ultimii ani? Eu am o relație specială cu Dumnezeu, pe care o am de mică. Na, m-a dus la biserică când nu puteam încă să vorbesc și îmi povestea mătușii mea că mă întindeam să pup și eu icoanele. Și vreau să spun și pe asta și pe alaltă și spuneam lata și să mă ducă la icoană să pup. E o chestie care a intrat, fiindcă dacă e în familie treaba asta, o capezi și tu și o duci mai departe. Da, le-am spus la tine! Coște! Na, închide ochii și pupă-l pe-al meu! Lemn sfânt pe pieptul unei sfinte! Cam grasă sfânta! Actorii trebuie să fie inteligenți. Știți că de multe ori se spune că un actor care trece prin filtrul lui mai puțin e mai maleabil, e mai ușor de condus decât un regizor? Asta da. Dar dacă actorul nu are inteligență, e vai de lume. Nu se poate. Inventivitate, inteligență și nu știu. Și muncă multă, și muncă multă. Muncă fără discuții. Da. Da. Adică nu se întâmplă nimic peste noapte. Rolurile trebuie să le știi, să le înveți, să le înțelegi. Să le înțelegi. Da. Să le pricepi. Să nu bagi de la tine, să înlocuiești de la tine cu ceva ce nu-ți place în ce a scris omul ăla. Trebuie să te informezi, trebuie să afli
ce-a vrut să spună, ca să dai exact publicului ce-a vrut omul să transmită. Tu n-ai voie să te interferezi între tine și autor. Cu cine v-a fost drag să lucrați dintre regizori? Cine a reușit să vă transforme? Cine a reușit să-mi puie frâul? Așa, să zicem. Toți acei care au fost, au avut argumente. Dar asta e o treabă care n-am niciun merit pentru ea. Mi-a dat Dumnezeu un instinct, un ceva, care mă duce exact acolo unde trebuie. Și dacă nu se potrivește ce am eu, și asta aici cu fruntea sus spun, dacă textul este prost, dacă e rău gândit, dacă e mincinos, dacă nu e adevărat ce faci acolo, pe mine nu mai ai în buzunar. V-a plăcut să faceți Chirița? Chirița am făcut-o din întâmplare. Adică nu mai știu exact în ce an s-a întâmplat, ba știu. Deci dacă noi am terminat în 56, în 55, da, că eu am rămas una repetentă și... Să spunem de ce, că ați fost împreună cu un coleg. Ce făceați? Chiuleați? Ce făceați? Spuneți drept. Nu! Chiuleam de la ore cu Anza și cu Jenny Laza. Exact. Da. Și ne-a dat afară. E, na. Și anul următor ne-au luat că ne iubeau și aveau grijă de noi. Deci împreună cu Amza Perea ați repetat un an. Noi eram repetenți, Jenny Laza și cu Amza. Așa. Și vai, ce frumos a fost. Să fii repetent. Și în anul ăla s-au făcut... Chiuleați ca să ce? O clipă. Ca să mâncăm prăjituri la cofetăria de vis-a-vis. Așa. Așa. Și de obicei nu chiuleam de la actorie, chiuleam de la estetică, de la marxism, de la astea. De la astea mai unde erau profesorii mai țapeni. Și cu toate astea, nu, cum să spun, nu ne-au tratat ca pe niște dușmani. Au vrut doar să ne învețe minte că se poate face și altfel. Pe unde fusă așa toată ziua? Am dat vorba aia oroată pe moșia pe care am fost primar 24 de ani, 4 luni și 18 zile. Și n-am avut chiriță și fiindcă eram acolo, eram cea mai dolofană dintre fete și mi-au dat mie. Și de atunci ei s-au orientat către mine, au spus că o să fiu a doua Sonia Cruceru. Și îmi dădeau pe linia asta roluri. Trecuseră ani mulți. S-a fost problema să se pună Chirița la noi. Maestru Tudor Mușatescu a zis că vrea să mă puie pe mine, dacă tot mă are acolo la îndemână, că legile cam așa erau, să nu prea aduci din afară. În alte trupe, da. Așa. Și mi-a dat asta. De fapt, era Chirița scrisă de Mușatescu, care ea se mai jucase la Giulești, unde juca doamna Chiti, soția lui. Și, deci nu era chiar Chirița lui Alexandrie? Nu, luat din Alexandrie. Asta m-a făcut și pe mine de-am greșit mai târziu când am scris scenariu. Eu am trecut prin toată opera lui Alexandrie. Am luat de colo un personaj din colo, unde mi s-a părut că replica sună mai bine. Iată-mă-s că sosesc dintr-o călătorie în care am pătimit 100 de șoti și 1000. Dar zău nu mă căiesc, nu-mi pasă de nimic. Eu sunt Stragon și mă numesc Chirița cei voinică. Cine vă bate aici la ușă? Care dintre colegii de la București vin să vă vadă pe aici? O, mulți. Mulți. Și asta mă bucură foarte, nu sunt aptă eu acum, dar îmi place, uite, mă duc la bucătărie să fac pentru ei tot felul de chestii. Ce? Ca de exemplu? Cine știe ce-mi vine atunci? A, deci nu există acel lucru care se face oricine vine în vizită. Nu. Fiecare după... Cât și noi ne cam cunoaștem pentru că, vezi, eu n-am... Nu mi-a plăcut să bat magazinele, să văd ce să cumpăr sau ceva.
În schimb, dacă mă scap într-un magazin de aparate, mașini de gătit, oale, crătiți, astea, nu mă mai scos de acolo. E o chestie de instinct, că mă întrebai de unde îmi vine. De acolo îmi vine. Deci asta cu gătitul a venit ca și cu actoria, era undeva așa? A venit de undeva dinăuntru. Uh-huh. Pentru că dinspre partea tatei am mai avut verișori. Și când ne întâlneam la ei acasă, acolo, la Soloneț, noi copiii ne adunam, ei, ăștia alergau prin curte și făceau. Și eu stăteam la bucătărie și mă uitam cum gătesc. Da. Și îmi dădeau și mie câte o bucată de aluat și făceam și eu acolo cum o fi făcut-o. Sau tata mă punea câteodată să spăr pe jos. Fai, unchi, mătuși, mulți. Da. Și ce faci? Să învețe că nu se știe când îi trebuie în viață. Și a venit războiul și am rămas numai cu hainele de pe noi. Și atunci ce te faci? Și am știut și aia și aia și am stat lângă mama și am făcut împreună cu ea. Și am văzut viața cu alți ochi. N-aveți dorința de a ajunge din nou la București, prin locurile pe unde ați trăit foarte mult? Foarte ciudat că nu. Foarte ciudat. Păi îți dai seama că am plecat de atâția ani și eu n-am mai călcat prin București. De 10 ani? Da. Cu toate că Bucureștiul, vai de mine, Bucureștiul sunt eu. Bucureștiul e tot în mine. Am loc de veci la Sfânta Vineri de la străbunicu. Și dai seama. Dar când am venit încă, am venit în rai. Și nu mai vreau să plec, nu vreau să plec din rai. Stau și mă gândesc acum, după ce v-am ascultat așa cu o bucurie pe care mi-a fost greu să o maschez, dacă mi s-a potrivit numele ăsta. Dragă, hai să-ți spun. Străbunicul meu a fost rus. Taică-mă cu sângele lui. Și când m-am născut, a vrut să-mi spună Liuba. Pentru că asta înseamnă draga în limba rusă. Știind că lumea din prejur, că oamenii nu iubeau toți pe muscali pe vremea aia, cum nu iubesc și acum și cum nu i-au iubit niciodată. Și ori fi vinovați cu ceva, dă-ți seama. Și când au auzit tata mare și cum, fai de mine, pardon. Și atunci m-au botezat după bunica mea ardeleancă, pe care o chema Emilia Simina, deci am un nume Emilia. Și draga a tradus Liuba în limba română. Deci numele ăsta, Emilia, nu l-ați folosit niciodată? Nu. Nu, ele îmi spuneau surorile bunicii mele, că toate au fost surori medicale. Îmi spuneau Mili, cum se spune în Ardea. Și mi-a plăcut întotdeauna să-mi spună Mili. Fotografiile de familie ale doamnei Draga, Draga, cum încă îi place să-i se spună, se adună toate într-o mică cutie de bomboane. Nu sunt multe, maxim câteva zeci. Cea mai prețioasă dintre ele e la noi și e cea mai prețioasă pentru că am primit-o din partea domniei sale. E prima ei fotografie din studenție. Așa arăta Draga Olteanu Matei la 18 ani. În anul întâi n-am văzut niciodată imaginea asta. Nu erați încă nici femme fatal. Nu. Nici în anul întâi la Institutul de Cinematografie. Interesantă. Uite, așa eram când m-a dus la teatru prima dată. Trebuie să vă întreb cum e să ai, să duci cu tine, să gestionezi până la urmă, să te descurci cu aproape un veac. Adică sună enorm. Și când mă uit la dumneavoastră, pare că sigur nu-i destul. Nu. Să iei lucrurile așa cum sunt. Să nu-ți închipui că e altfel viața decât o vezi. Pentru că, vezi, vreau să fac ceva. Și poate nu-ți dotată pentru acel ceva. Sau poate nu-ți condiții. Sau poate nu știu ce. Și dacă eu nu mă gândesc la asta, sigur că dacă încep să nu merg foile de plăcintă, nu o mai mănânci. Dar, în general, e bine să fii lucid. Îmi place să fiu așa. Dar merit eu chestia asta. Sau,
Că dacă n-ai un sâmbure de adevăr și de merit în ea, nici nu merită să te lupți. Te ajungi la lucruri rele, se încarcă tot, știi? Așa dacă lucrurile ies de la sine. Ce zice Omar Khayyam? Am venit pe lume, mai bogată ea. Voi pleca din lume, pierderea e grea. Vai, cine-mi va spune pentru ce din pulber m-am iscat și în pulber mă voi spulbera? Vă mulțumesc tare și bine că ne-ați primit pe aici prin rețeaua asta de idoli în care faceți parte, fie că vă place, fie că ați criticat-o, fie că n-aveți chef câteodată să vă uitați prin ea. Sunteți acolo în capul listei. Cu foarte mult drag. Cum e cu pupatul acum pe timp de pandemie pe care îl exersați încă din tinerețe? Considerați-vă pupați. S-a rezolvat, mulțumesc. Da. Balul nu mai are loc. Cum adică? Uite așa, nu mai are loc. S-a amânat. (Fie)